Atunci când ți-am spus a sfârșit, un cuvânt nu ți-am spus. Nu știu de unde puterea am avut și am zâmbit când te-ai dus. Dar azi, când din visul urât mă trezesc și nu văd decât golul rămas, mă întreb fără tine cum am să trăiesc, mă întreb cum am putut să te las. Nu se poate să ia altcineva tot ce aveam eu mai bun. Nu se poate. Special pentru domnul Relu Baron, invitatul nostru din această seară. Nu se poate. Dreptul din copas și să nu fii cu mine în ultimul ceas. Nu se poate, nu te las, nu te Să vă fie de bine și vă mai așteptăm și altă dată. Sper că v-a plăcut programul nostru artistic. Foarte mult. Iubi, e vreo problemă? Laura? Mă scuzați. Deci, aș dori dacă se poate să-mi achita și mie nota, nu? De altă dată trebuie să fac asta. Dacă mai doriți ceva să consumați, nu-i nicio problemă, e colegul meu care vă servește. Cred că e o greșeală aici. La zerouri. Acolo, la... Nu există. 3.200.000 de lei. Atâta face. Calculați și dumneavoastră. 3.200.000. Atâta face ce-au mâncat două persoane. Deci, mai calculăm o dată, o secundă. Nicio problemă. Asta e avut așa. Un 50 de mic, un 50 whisky, face 130, un foie gras, 2, 80, gustare caldă, 3,30, șampanie Franța, 1.800.000, face 2.130, pardon, în continuare. Și atunci Brion 200, Valdostana 180, Pinot Noir de Vinoteca, 500.000, eu v-am spus, n-ar vrut să mă ascultați, se face 3,60, cu două înghețate și cu două cafele, vine fix 3.200.000. Și nu mai pun că aș vinit-o aici pe doamna Laura, care v-a cântat așa frumos. Vă sfărați că vă întreb, dar ce prețuri practicați noastre aici? Deci, prețul de restaurant, care le aveți și dumneavoastră pe listă, decât că pe listă ele nu e trecute la porție, e trecute la gramaj. Ne scuzați. Auzi? Și dacă spun că n-am alt seama la mine? Nu îmi spuneți asta, vă rog eu frumos. Pune în cază cum ar veni. Nu vine mie să cred, nu să găsiți un domn. Eu doar întreb, ce faceți? Deci ce fac eu dacă mi-a spune că m-aș face că n-am auzit? Nu vi s-a mai întâmplat. Ah, sigur, s-a mai întâmplat. Știți, mai vine câte un client cunoscut, Sanchi, să face că n-are... Dar nu s-a întâmplat niciodată, doamne ferește, să nu s-a achite. Aha. Auzi? Te super dacă spun că sunt într-un rahat mare de tot? Nu-mi spuneți asta, vă rog eu frumos. Nu-mi spuneți asta. Uite, eu și soția mea lucrăm amândoi. De ce vrei dumneata să mă super pe mine? Și nu câștigăm într-o lună cât încerc dumneata în seara asta. Păi și atunci cum venim noi dumneata la restaurant? Hă? Am greșit. E dacă am greșit, e nasol. Că greșeala se plătește. Nu
Poftim. Acum vă mai costă și ceașca 50 de mii și ați făcut-o și pe doamna să plângă, să poate. Nu știu că o să coste atât de mult, nu. Hai să fim oameni, hai să ne înțelegem. Îți achit în câteva tranșe. Domnule, dar ce am pene pe spate, scrie fraier pe mine, domnule. Uite, am 500 de mii de lei la mine, am venit cu lui, ți-i ofer. De unde se fac eu rost de 3 milioane acum? Ce deci, să fac? Dacă începem pe tonul ăsta, să știți că discutăm altfel. Deci un ton, îți explic o situație. Sandule, ia cheamă încoace pe mugură și pe Andone, mă. Iubi, știi cum facem? Vinde mâine mașina de spălat. O vindem pe măta, mașina de spălat e stricată. Cum ar merge cu mine? Iartă-mă, iartă-mă, te rog, iubi, iartă-mă, te rog, o iau și o razna, că te rog frumos, n-am. Deci ce facem acum? Alo? Ce facem? Ne prinde dimineața aici? Achităm notaia sau ce facem? Băi, Sandu, l-ai zis că-mi trimai și mie doi băieți, nu? Aici eram și eu. Deci hai, să nu iasă cu balamul, că e păcat. Ia mâna de pe el! Lasă-mă, te rog, domnule, lasă-mă să spun ce s-a întâmplat, te rog frumos. Domnule, eu și soția mea împlinim astăzi 10 ani de căsătorie și am zis să ieșim și noi la un restaurant, pentru că în general nu ne putem permite. Eu sunt profesor de liceu, soția mea e laborantă, vă dați seama ce lefuri amărâte avem. E adevărat, am greșit, mi-am calculat greșit posibilitățile, e adevărat, dar, domnule, pentru femeie contează, poate ieși și dumneata însurat și știi ce e aia. Uite cum facem. Dumnezeu rămâne aici, iar tu te duci unde știi, dar vii cu bani într-o oră. Unde să mă duc, domnule? Unde să mă duc? La miezul nopții să fac rost de 3 milioane, de unde Dumnezeu să fac? Până mi-a dat ce să fac? Să dau un cap la oameni? Să fur, să omor? Să sparg o bancă? Îl pognim? Rulante! Vino la tata încoa. Stai o secundă, barone, că avem o problemă aici. Hai, mă, vino încoa, ce mă freceată, vino încoa! Spuneți. Bag-o la mine pe notă, te rog frumos. Bacă. Pe ochii mei, barone, să-mi sară ochii, dar nu merită ăștia doi să le faci și ei stă dumneata? Mă, pe sunt doi prăpădiri, mă, lasă-mă, bă. Hai că ți-a avut o baftă în seara asta. E în regulă, băie, s-a achitat. Cum s-a achitat? Păi s-a achitat, că e baronul, într-o nebune. Altă dată când mai veniți la restaurant, să veniți cu bani. Că dacă s-a ocupat băieții mei de moaca dumii tale, dădeai la dentist, să rea capacele, băi! Cum am putut să ajung în situația asta? Asta mă întreb și eu. Vreți să vă spun? E o poveste lungă? Depinde. Poți să mai conduc câțiva pași. Nu crezi că ar fi cazul să începem să ne tutui? După doar 10 ani de căsătorie, cam rebele. Lasă bancurile și dai drumul. Bine. Să o luăm cu începutul. 17 ani. Urăsc vârsta asta. Îi urăsc pe elevii mei. Până acum 10 zile, viața mea arăta cam așa. În fiecare dimineață, aceleași fețe pline de coșuri. Le-am numărat. Am 246 de coșuri între a 10-a și 197 între a 11-a. Lucescu, îmi permis să te deranjez puțin? Ascult. Eu țin la tine, dar tu ții la mine? De ce e supărat? V-am rugat să vă închideți telefoanele mobile. S-a înțeles? Dar ce am zis? Am zis că ești penală, fiindcă te-ai machiat și te spărgeai în figur cu șchiopul. Uneori începeam să gândesc cu vocabularul lor. Școala era nașpa, lova subțire, orele n-aveau niciun fan, viața mea era de cacao. Lucescu, vrei să fii băiat marfă și să-mi acorzi o clipă de atenție? Ce? Cu 20 de ani în urmă, fusesem și eu de vârsta lor. Dar pe vremea mea, se făcea școală, nu glumă. Poeții secolului al XIX-lea au meritul de a fi sesizat printre primii existența contradicțiilor antagonice din sânul societății capitaliste. Ce fel de contradicții au sesizat poeții secolului al XIX-lea? Antagonice. Dăm exemplu titlul unui poem în care se sezizează aceste contradicții. Astăzi predau literatura română la acest liceu prestigios, unde nu sunt primiți decât elevi de o anumită ținută.
Tocmai am publicat primul meu volum de proză. O colecție de 10 novele într-un tiraj minuscul. Tot pe banii mei. De-abia mai adunam ceva mărunțiși pentru un bilet de tramvai, dar eram mândru să-mi văd opera expusă în librării. Fiți amabil, era aici o carte Nimeni nu moare pe gratis, s-a epuizat? A, bătaia a fost pe ea, domne. S-au vândut fix 3 exemplare. Și restul? Păi le-am dat retur la editură. De ce? Păi dacă nu e cerere? Păi cum nu e cerere? Eu cer, de exemplu. Acum gata, le-am dat retur. Păi de ce, domne? Îți mâncau aerul, n-aveai loc de ele? Tobitocul de la librărie a murit a doua zi. L-am ucis în chinul groaznice la pagina 3 a romanului la care începusem să lucrez. Punct și de la capăt. Partea proastă era că mă împotmolisem la această frază și de zile întregi, cu toate eforturile, nu reușeam să trec mai departe. Iar ascultați muzică de Crăciun? Suntem în septembrie. Cunoaștem. Dar cu unul ca tine în casă, care ne mănâncă pensia, nu sunt sigur dacă mai apuc Crăciunul. Porcăria aia pe care mi-a lăsat-o în frigider era pensia ta? Porcăria asta muncim, mă, tata, să o facă. Pentru că nu te-ai dus să mă atache, să cumperi nimic. Dar spiritorul ce treabă are, dragă? Cu mine vorbești? Da, cu tine. Cu care mi-ai citit cartea? O să o citesc, n-avea nicio grijă. Când? Când o să termin pasta, care o citesc acum. Eu m-am uitat prin ea, e foarte frumoasă. Te-a întrebat cineva ceva? Eram o familie unită care trăia un Crăciun perpetu. Afară însă mă aștepta Vera. Vera avea o singură pasiune, copiii altora. Mă duc să-l bat în pătuț, o să vă rog să nu vorbiți tare câteva minute până se ațipește, da? Nu știu de ce a fost foarte agitat, foarte agitat săptămâna asta. Vai, dar e o dulceață. Nu simți nimic când vezi așa o bucățică de mic. Iar începem. Ce-ai zis? E foarte scump. Mă crezi tâmpită? Vrei să mă jignești de față cu prietenii mei? Știu exact ce ai spus, că iar începem. Ce începem? Discuțiile astea cu care nu poți să le suport în public. Oh, nu-ți place în public? Ai o casă. Ai o casă în care să ne mutăm împreună? De ce? Pentru că lasă mă place, pentru că nu ești istat. Nici să mai ai de nevastă, nici să facem un copil împreună. Vera, nu exagera. Dacă la tine matur, înseamnă tot tâmbălul ăsta. Nene, vreau și un pepe. Vreau și un ți-l cumpăr. Vreau și un cum pepe să mă jocuiesc. Două încolo de treabă. Hai că-și de atât suriții. Cum a tău? Uite acum vreau un pepe. Ești chiar fol. Și mai du-te și-n... Du-te și-n pizda, mă! Uite că ai trezit și s-o faci, mă! Era sfârșitul relației mele de 2 ani cu Vera. Singura femeie care și-a dorit vreodată un copil de la mine. Numai că eu aveam deja vreo 100 la școală și toți mă călcau pe nervi. În special unul dintre ei. Robert! Bă, te-ai dat la fetița asta? Te-am spart tu-s morții, mă! Eu l-am lăsat la astea! Ba, da, Robert, să știi că s-a dat la mine și m-a amenințat! Ești mâncat, mă! Bă, ești mâncat, mă! Robert era foarte la mod în școală. Toate fetele între a 9 și a 11 îl adorau. Din fericire venea la ore din an în pas și atunci mai mult drogat. Eu ca diriginte preferam să-l văd cât mai rar. Direcția însă făcea presiune să nu-l mai vadă deloc. Auzi, profu? Ci că ăștia vrea să mă dea afară din liceu. Care-i treaba? Nu știu, Robert, voi fi făcut-o ceva. Profu, dar tu nu mă lași, corect? Nu ești tu prietenar cu mine? Eu ce pot să fac dacă tu nu-ți bagi mințile în cap? Fii atent să spun care e mersul. Dacă ăștia mă bulesc pe mine și dacă tu îi lași să mă bulească sau pui botul, atunci eu nu te mai consider prietenar cu mine. Și atunci eu vin la tine și te tai ca pe crembuș, mă. Corect? Zi dacă nu-i corect. O să mă gândesc. Mi-am dat seama brusc că un tânăr, în anii săi de formare, este un obiect fragil și că unele sancțiuni pripite îl pot traumatiza pentru tot restul vieții. Robert merita o șansă să-și continue studiile. Am insistat la director să mă lase să am o întrevedere cu părinții băiatului și l-am somat pe Robert să-i trimită la școală. Devenisem aproape curios să aflu cum arată familia unei asemenea pramatii. Știi cum uneori în viață se deschide o ușă și dintr-o dată nimic nu mai e ca înainte. E, imaginează-ți ușa clasei a 10-a B.
domnul profesor Gorea? Da. Sunt sora lui Robert Dobrovicescu. Trebuia să vină părinții mei, dar sunt plecați în București și atunci am zis să vin eu. Îmi pare bine de cunoștință, Ovidiu Gorea. Diana Dobrovicescu. Sora lui Robert. Uh-huh. Luați loc. Uh-huh. Vreau... Mulțumesc, n-aș vrea să stați nici dumneavoastră în picioare. N-am știut că Robert... Deci? Ce tip de contradicții au sesizat poeții secolului XIX? Antagonice. Poftim? N-am înțeles întrebarea. Întrebam care ar fi problema cu fratele meu. Problema cu Robert. Problema cu Robert... Adică n-ar fi chiar o problemă... Adică... Nu prea v-ați pregătit. Și așa, deci, sunteți sora lui Robert. Da. Să-mi spuneți dacă a făcut prostii. E și un temperament mai... Poate că ar trebui calmat un pic, totuși. Dar, mă rog, e și vârsta. Apoi, dacă la vârsta asta nu faci prostii, apoi când să faci prostii? Profu, pot să vă și eu dacă nu mi-am uitat mobilul în bancă? Nu, Bucescă, n-ai uitat nicio mobilă, nicio bancă și ai dispărut în clipa asta, te-ai dus? Trebuie să-i ții din scurt, altfel te încalec. Așa deci, sora lui Robert. Studentă? Sunt fotomodel și fac o școală de manechine. Evident. Pentru cineva ca dumneata, ăsta e viitorul. Zic ca dumneata în sensul de... Nu că n-ai putea face o meserie serioasă. Nu spun prin asta că moda ar fi o chestie neserioasă, Doamne ferește, decât că nu cere niciun pic de școală. Deci dumneavoastră faceți un fel de școală, dacă am înțeles bine. M-am încurcat, nu? Un pic. Oboseala. Am scris toată noaptea. Lucrez la un roman. Sunteți și scriitor? Cam, da. Mai bine zis, sunt și profesor. Învățământul practic mai mult din pasiune. Pentru mine copiii sunt un material extraordinar. Îmi place să lucrez cu ei. Deci, sora lui Robert. Și ce cărți ați scris până acum? Multe. Întâmplător am la mine un exemplar din ultimul meu volum. Pot să vi-l ofer cu dedicație. A, nu, stați, că nu știu dacă pot să... Plăcere de partea mea. Fată, să fii sănătoasă. M-am avut ședință la scriitor, la Uniune. N-am putut să scap mai repede. Tocmai mă pregăteam să plec. Ce să fac? Dacă aveam numărul, te sunam. Îmi pare așa de bine că ai venit. Să nu mai plecați fără să plătiți. Ce a zis? Nimic. Hai să nu mai stăm aici. Știu o pizzerie bună în apropiere. Ce pizzerie, domnule? Hai să mergem în discotecă. Ce discotecă? La Why Not. E un bairan sponsorizat de o firmă de pastă de dinți. Păi și ne primesc pe noi acolo. Dar cum să nu, doar am făcut o reclamă pentru ei. Fugim până la metrou? Metrou? Bine ați venit la partiul promoțional Dominant! Unde oamenii cu dinți bestial beau bestial, dansează bestial și se simt bestial!
stomac și nu numai acolo. Taxiul, intrarea, trei campari orange, un pachet de țigări și două cafele. Spărsesem deja chinzina cu care venisem decis să o fac lată o noapte întreagă. Domnul, dorește ceva? Nu mai doream decât o minune de la Dumnezeu. Și acum, concursul nostru bestial, pentru care firma Domident oferă un premiu de 3 milioane de lei cuplului câștigător. Este vorba de dansul cu portocala! Concurăm? Te simți în stare? Dacă îmi spui cum se face asta, da. Poziția de începere. Perechile își fixează portocala cu fruntea. De-a lungul dansului, orice s-ar întâmpla, ea trebuie împiedicată să cadă pe podea. Nu se folosește decât corpul. Cei care vor încerca să o atingă cu mâna vor fi descalificați. Knowing that in that same place, in happier days, I used to drink whiskey, never sit alone. Shattered dreams confuse me. Sunset melts in juice. Strange how this fast fallen night smells of blues. Love that bitch, she left me. Got herself a young, rich, orange's lover. I spit on his Harvard style, shiny shoes. Hey, orange juice kid, enjoy her poisonous body for me. O pereche câștigătoare care va beneficia de cei 3 milioane de lei oferiți de Dominant. Nu a fost să fie. Dar ceva? Ce pretext puteam găsi pentru a pleca brusc de la o petrecere Dominant? O durere de măsea. Logic, nu? Și dacă nu m-a crezut, să fie sănătoasă. Concluzia serii era una singură. Fetele din ziua de azi costă prea scump. Am decis să las baltă prostiile și să mă ocup mai serios de Roman. Vino repede, vorbește tati la televizor. Ce? Hai. M-auziți? Alo? Alo, se aude? Alo? Da, vă auzim foarte bine. Puneți întrebarea. Ce faci, domnule, iar te dai în spectacol? Întreabă-l de pensii. Pensii. Întrebarea mea este, cu toată considerația, dacă dumneavoastră consideră că așa trebuie să meargă lucrurile în țara asta, domnule. Așa cum? Păi așa cum merg. Domnule Gorea, tema emisiunii noastre este reforma fiscală. Puneți, vă rog, o întrebare la obiect, da? Păi la obiect. Că tot de merg brambura în țara asta, domnule. Dă-și cum consideră. Vă mulțumesc pentru întrebare. Nu că aș mai avea de pus o întrebare pentru... Vom reveni în studio după o scurtă pauză de publicitate. Iar te-ai făcut de râs. Aiurea, e clar că nu le-a convenit întrebarea. Nu le place să-i pui la punct. Pesi, liberă de seară? Ia uite! Nici nu ți-au căzut dinții de lapte. La mine sau la tine? Domiden, oriunde. Ce te uiți? O pasă de dinți nu ești în stare să aduci în casă.
La mine sau la tine? Domiden. Oriunde. Oriunde. Alo? Diana? Ovidiu la telefon. Ovidiu Gorea. Profesorul de română al lui Robert. Iartă-mă, te-am trezit din somn. Nu-ți amintești? Am fost împreună la o petrecere cu pastă de dinți. Da, m-am apucat asta, exact. Exact. Vreau să spun că te-am văzut la televizor în reclamă. Nu, serios, mi s-a părut foarte reușită. Sigur, sigur. Da, te las să dormi și mai vorbim noi, sigur. Somnușor? De curiozitate vreau să te întreb, ai avut timp să te uiți un pic pe cartea mea? Pe cuvântul tău? Ai citit-o? Aveam 4 cititori pe lumea asta și unul dintre ei era Diana. Îmi miroseam cei mai frumoși ani în fața unei mașini de scris, în timp ce undeva afară exista o ființă specială pentru care merita să lupți. Cineva, acolo sus, mă iubea. Trebuia să fac pe dracu un patru să obțin niște bani adevărați cu care să o invit în oraș. Nu mai puteam permite să mă fac de râs. Puțin respect, ce dracu. Iar la runcea a doua zi, o carte bună, te bucură toată viața. Îmi calculasem să vând 100 de exemplare. După primele 2 ore scăzusem prețul la jumătate. Până și cerșetorii de pe trotuarul de vis-a-vis se descurcau mai bine decât mine. Zona lui Gigi Pietone. Produs la Gigi Pietone? Nu cunosc. Hai să-ți bă, prăpădituile. Păi, e un loc public și am tot dreptul să-ți... Cafeneaua scriitorilor. Un loc pe care de regulă prefer să-l evit. Pe majoritatea dintre bețivii ăștia jalnici fusesem obligat să-i studiez în liceu. Erau poeții epocii de aur, care sezizaseră primii contradicțiile antagonice dintre vodka sovietică și șprițul românesc. Dar asta era. În situația în care mă găseam, orgoliul trebuia dat la o parte. Rezobați cât e cauză! Dacă îmi permiteți. Zi-mă că-ți permit! Vă admir opera de foarte mulți ani și... Da, și vreau dedicație? Nu. N-am fix. Aș vrea să-mi citiți și mie un volumaș și să-mi spuneți o părere sinceră. Da? Dar nu s-am timp decât după 1 decembrie. Mă rog, lasă-mă! Și dacă mai vrea cineva, costă 30.000 de lei. Păi ce? Tu vrei să vii aici la scriitori? Știți, doar ăștia debutanții ne descurcăm mai greu. Voi vă descurcați greu? Asta e cool. Păi eu cu 17 volume în spate. Zeci de premii și texte care sunt și astăzi în programa școlară, eu beau și mănânc în bomba asta. Și că pe credit, că n-am bani să plătesc prietenii mei la fel. Și vin puțoi din generația voastră să se plângă. Și aveți și tu pe o să cereți unor mari scriitori aici de față să vă dea bani pe broșuricile voastre pășinoase. Tu știi ce mai că cu voi 90-ști ăștia? Ha? Ia uite! Sus clasicii! Trăiască Eminescu! Postmodernii! La Buda! Maestre! Maestre, dă și tu o vodcă lui băiatul Contra la un poem. Cum adică nu... Poate n-ai auzit de mine, eu sunt poetul Gării de Nord. Vino cu că nu te mușc.
Atunci eu sunt prozatorul liceului 22. Am văzut. Ai scris o carte, bine. Mă, dă și tu o vodcă la un confrate. Cea mai ieftină, cea mai proastă. Și eu îți recit o poezie de-a mea. Unde ați publicat? A meu mecla de prostele se încurcă pe la editur. Nu, domne, eu ce fac? Recit poemul pe 50 de vodcă. Uite așa, să-mi stea mie în gât, dacă nu o să-ți placă ție. Poetul Gloriei de Nord. Titlu. Poemul unui om care se trezește într-o dimineață și își dă seama că e cam belită. Ascult. În odaia strâmtă, pe un pat diform, zac strivit în perne de un pumn enorm. Asta e? Asta e. Uite. Ești dur la critică, mai am una. Spune-o. Da, să mai sară o vodcă. Titlu. Poemul unei fete pe care am întâlnit-o în tramvaiul 44 și la care n-a mers vrăjeala. Surâsul fetei din tramvai m-a fermecat definitiv. Am încă o dramă la activ, exact ca domnul Ion Susai. Cine e domnul Ion Susai? O vie de la mea, nu știi tu. Mai zi, mai zi. Nu, atât. Gata, astea două poemele am. Doar două? Cotul noi fi vreun Tolstoi. A, e adevărat. De ce novele nu fac chiar cât Război și pace? Auzi, cu cât dai telenovelele alea? 3.000 bucate, exact. Chiar mai ieftin decât o vodcă. Le iau pe toate 10. Dacă îți permiți asta, de ce cerșești o vodcă? Bă, eu astă seară cerșesc cu o vodcă, fiindcă mie, astă seară mi-e sete, de obicei recit pe bani. Nu-mi venea să cred. Omul scotea pe lună de 5 ori salariul meu de profesor. Seara, dacă avea poftă, își putea permite orice restaurant scump. Trăia mai bine decât majoritatea cunoscuților mei din două poezioare, care nici măcar nu erau ale lui. Adică, nu l-ai scris dumneata? Nu prea. Poetul Gării de Nord m-a trimis la un anume domn Pavel Puiuț, zis și Pepe, spre care lumea a spus decât că e, citez, cel mai om deștept din lume. M-a sfătuit să-i arăt cartea mea și să-i cer ajutorul. Intrați, vă rugăm, cafea pe foc. Fiți amabile, îl caut pe domnul Pavel Puiuț. Îl găsiți în birou. Bine, bine, rezolvați imediat. Am fost îndrumat cu dumneavoastră. Știu. Bețivul ăla de la gara te-a trimis. Dom'le, nu văd la ce te-aș putea folosi. Aș vrea să vă arăt o carte. Este un volum de novele. E scriitor? Debutant. Mm-hmm. Și care e problema? Problema e că nu prea se vând. Și aș avea nevoie să vând urgent vreo 100 de exemplare. Ia-ți gândul. Deci nu... Nici o șansă. A venit domnul Piedor. Să aștepte o secundă. Înțeleg că ai nevoie de bani. Știi cu ce mă ocup eu aici? Nu, chiar... În sfârșit, fiind vorba de o fundație, bănuiesc că sprijiniți anumite proiecte culturale. Atâta perspicacitate mă emoționează. Vino cu mine. Ia loc pe canapea. Piedone, un loc nou? 5 bucăți, maestre, numai pulpă. Așteaptă afară. Cât plătiți? 20% pe fiecare text, ca și data trecută, nu? La banii ăștia nici n-ar trebui să stau de vorbă cu voi. Am suflet de mamă, ce să fac? Iruna! Vreți și scrie. Hai, mă, prăpădiților, mă, să vă văd la defilare. Câte unul, bă, că vă sparg! Și cât m-au bătut, și cât m-au chinuit. Da. Dă-i ceva, că a făcut părnaie pe vremea lui Ceaușescu. Trebuie să fiți nebuni.
Nu vede un ban și riscă să ia și bătaie pentru anticomunist primar. Îmbrăcați frumos în roche de mireasă și o trimiteți pe la biserici cu poza lui bărbatul care tocmai s-a prăpădit. Scrie! Soțul meu vine imediat. S-a dus până la domnul și mi-a zis să-l aștept aici. Hai, următorul! Ăsta un artist, ceva. Regizor de film. Îi faceți un carton pe care să scrie. Pe vremea lui Ceaușescu eram regizor și făceam filme. Astăzi Sergiu e senator, iar eu sunt șomer și grav bolnav. Maestre, ești marfă de marfă de marfă. Altul! Copil bolnav de sida? Sida nu merge în România. La noi se moare de gripă. Știe să cânte? Știi, bă, să cânti? Știe că altfel peste cocoașe. Bun! Îi fac un cântecel de orfelinat pe care să-l zică în metro. Primești textul când vii cu banii. Mai departe. Pensionare în firmă. Ca trei sferturi din populație. Uniformă, decorații, cârje. Îl chiorești cu o minge de ping-pong și îi dai o tăbliță. Ochiul și piciorul meu au rămas la Stalingrad. Gravidă în luna 7. Îi dai un cărucior de copil în care să plimbe o păpușă. Păpușa să fie vai de capul ei. Text. Măcar ăsta mic o să trăiască. Să trăiești, domn Pepe, ești mare artist. Știu, mă. Hai că am fugit, că văd că te mai aștept la cineva. Miruna, condu pe domnul. Le-am plec în 5 minute, îi anunță șoferul. Bine, e vorba de niște proiecte culturale și te-am întrerupt. Cred că am greșit adresa, vă rog să mă ajutați. Dacă stau să mă gândesc bine, poate n-ai greșită. Te las undeva? Meseria asta nu exista. Eu am inventat-o. De cerșetor? De textier pentru cerșetori. Sigur, nu scriu lucrări ample ca dumneata, dar ale mele au un avantaj. Se vând. Uite, vezi? Ăștia sunt prăpădiții. Liberi profesioniști, dacă vrei. Nu organizează nimeni, nu câștigă mai nimic și sunt inutili pentru societate. Cam ca dumneata. Uite-l, vezi pe ăla de acolo? Violonist necăjit, care nici nu mai cântă, de disperat ce e. Sfâșietor. Pantai că n-a cântat niciodată. Habar n-are săracul. Nici Viola nu știa să o țină pe genunchi. Eu l-am învățat. Dar uite că oamenii îi dă. Cât poate să dea? N-o să-ți vină să crezi. În câteva ore adună o mică avere. Domnul Piedone, l-ai cunoscut. Trece de două ori pe zi prin zonă și face colecta. Chiar și poliția vine să-și ia dreptul. Asta se cheamă cerșetorie organizată. Mi se pare o rușine. Când ești mărunt? Nu-i rușine să ceri. Rușine e să nu primești. Uite, statul român cerșește de ani de zile prin Europa, prin America și nu-i dă nimeni nimic. Păi ce să le fac, domne, dacă lucrează cu amatori? Ia fi atent la domnul ăsta. Nu vă supărați. Știu că e penibil, dar n-ați putea să-mi împrumutați 50.000. Problema e că am o urgență și aparatul ăsta e defect și n-am ce să fac, trebuie să iau un taxi. Vezi, nu totdeauna trebuie să te îmbraci în zdrențe ca să primești pomana. Ăsta e un lucru pe care din guvern nu l-au înțeles încă. Dați-mi numărul dumneavoastră de telefon pentru a vă putea chiar vă rog. Frumos. Când apară astfel de situații, oameni suntem. Da, nu, vă rog, dar nu e nicio problemă. La revedere. De câți bani ziceai că ai nevoie? 2-3 milioane. Urgent? Sâmbătă. Ești dispus să faci ceva ca să-i obții? Adică să devin cerșetor cu carte de credit? Nu. No. Tocmai, fără carte de credit. Și ce e și mai interesant, în locul tău m-aș gândi serios la chestia asta. Fără să trebuiască să-i cer. Nu te-a preocupat niciodată mecanismul milei? E un domeniu pasionant. Care-i motorașul ăla secret ce declanșează compasiunea în oameni? Îți spun eu, totdeauna o poveste. Dacă mâna aia întinsă nu spune o poveste, pomana nu vine. Am câteva idei noi pe care n-am apucat încă să le experimentez. Mi-a lipsit un interpret. Dumneata ai exact fața care îmi trebuie și mai ai o calitate. Ești cam trist.
dacă accepți să intri într-o combinație de-a mea și dacă respecti regulile, îți garantez că până sâmbătă obții chiar mai mult decât ai nevoie. Gândește-te bine și dă-mi un telefon. Sună, iubitule, sunt singură și te doresc. Aș vrea să fim împreună, să petrecem clipe de neuitat. Sună și toate fanteziile tale vor deveni realitate. Sună la domnul Pavel Puiuț și voi fi a ta. Pucescu? Adu-mi telefonul mobil, te rog. Dar de ce proful? Că nu vorbeam. Vorbeam eu. Adu-mi voce. Cum formez un număr? Da, eu. Da, domne, ce-ai hotărât? Și iată răspunsul câștigător. Mă bucur să colaborăm. Acum ascultă-mă cu atenție. O ții minte pe demișoara pe care ai cunoscut-o la mine în birou? Bună seara. Eu sunt Ovidiu Gorea. Mirul ăsta. Mergem? Acolo, drept înainte. Te repezi. Vreo două ore o să tot tragem de el. Zici și tu ceva, fă conversație. De câți ani a rămas că suntem căsătoriți? De 10. Da, asta nu înseamnă că nu mai veni să ne spunem. N-am încredere în Kellner. E scârbos și ne disprețuiește. Așa și trebuie. Ați văzut cum ne-a primit? Nu fi prost. Trebuie să aranja cu el. Așa e bine, să fie antipatic, să fie lumea de partea noastră. Care lume? La ora asta? Stai să vezi peste vreo oră care lume. După țigară. Serviți? Nu. Pepe, nu mă lasă să fumez aici, ci că nu-i personal. Mai stăm un sfert de oră și cerem nota, bine? Ce caut eu aici? Știi? M-am gândit bine. Sunt lucruri care se fac și lucruri care nu se fac. Din circul ăsta nu pot să fac. Am crezut că pot, dar nu pot. Tradiți-i scuzele mele, domnule Pepe. Îmi pare rău. Mamă, vă spun eu. E foarte simplu. Lasă niște bani aici. Asta n-are cum să fie mai mult decât am consumat. Asta e simplu. Să nu uit verigheta. Ei, ia te uită! Ovidiu și Miruna! Ce țară mică! Câteva mese. Fantastic de bine arătați amândoi. Mai rar găsești în zilele noastre un cuplu atât de reușit. Domnul Puiuț, îmi pare rău, nu pot să merg mai departe, e sub demnitatea mea. Demnitatea ta? La banii tăi tu îți permiți să ai demnitate. Hai să spun o poveste. Prin anii 50, când eram și eu tânăr, visam să ajung mare scriitor, ca tine. Știi cât m-au costat cărgăunii ăștia? 5 ani de jilava. Tovarășii n-au apreciat manuscrisul. Acolo, la pușcărie, afli cum stă chestia cu demnitatea. O țigare la gardian, o zi de demnitate. S-au terminat țigările, mare atenție când te apleci. Domnul Puiuț, și după 5 ani, când m-au scos, ce crezi că afla băiatul? Că și afară e la fel. Așa că demnitatea ta, să-ți bagi matale în poponeț.
ca să nu ți-o bagi alții pe-a lor. Notă la masa asta! 10 ani de căsătorie și sunteți ca în prima zi. De invidiat! Domnul spătar! Da, vă rog. Nu se poate să fie că scrie aici. Ba da, domnule, faceți și dumneavoastră scutăm. Nu se poate, domnule, gândiți-vă puțin, suntem totuși în România. Cine își poate permite să achite o asemenea noastră? Deci, astea sunt prețurile. La noi vin clienți care își permit. Iubi, te rog mult, uită-te și tu, dacă ție ți se pare normal așa ceva. Eu simt că nebunesc. E enorm, noi nu avem atâția bani. Nu există. Eu vă rog frumos să achitați. Iar eu vă rog frumos să înțelegeți că e vorba de o situație mai specială. Soția mea... Nu-mi venea să cred. Îmi plăcea la nebunie. Mă simțeam ca un mare actor pe scenă, în fața unui public care mă urmărea cu răsuflarea tăiată. Și nu era decât debutul. Prima seară dintr-un lung șir de reprezentații. Iubite, rog, liniștește, o să mă înțelegi cumva cu domnul. Ce să ne înțelegeți, domnule, n-am vorbit românește. Aveți o sumă de achitat, vă rog frumos. Am simțit eu că nu e bine să ieșim în seara asta, numai tu ai insistat să ieși. Am vrut să fie ceva mai special. Păi v-am oferit ceva special. Ți-am cerut ceva special, domnule? Nu ți-am cerut nimic special. Nimic. Când am cerut să consult lista, ai spus să merg pe mâna dumitare. Ei, n-am vrut decât să fac o plăcere soției mele, pentru că împlinim astăzi 10 ani de căsătorie. 10 ani de căsătorie. Dacă i-ați făcut plăcere, faceți-mi și mie plăcerea și achitați nota, da? Dar dumneata știi ce le-a fără soțul meu? Dar nu-i treaba mea, Duduie. Dar știi că nu și-a mai primit-o de 2 luni? Știi că Ministerul Învățământului și Educației nu mai plătește elevurile profesorilor decât cu rectificarea bugetului? Știi că se fac 10 ani de când nu ne mai permite să ieșim într-un restaurant din cauza unei politici criminale și anticulturale care își bate joc de formarea tinerilor? Nu se poate, doamne, e scandalos. 3.900.000, vă rog frumos. De ce nu vrei? Nu știu, căutăm împreună. Găsim o soluție, doamne, să nu spăl, stau cu o dănoată și spăl vasele, domnule. Voi să fiți sănătoși. Laura! Bagă-o mulți ani trăiască pentru copiii ăștia doi. Și toate astea, Miruna, cu un singur scop. Să apar mâine în fața ei ca un tip cu bani, cu telefon mobil și cu o mașină de fițe. Cam asta a fost povestea. Ce zici? Ce să zic? Baftă! Să dea Dumnezeu! Da. Am ajuns. Aici stau eu. Ne vedem luni? Ne vedem luni. Un sfat practic n-ai? Ba da, nu te duc cu vergheta pe deget. Până mâine la prânz mi-a dus și la bani. Asta e mașina ta? Ce vrei? Nimeni nu moare pe gratis. 300.000 de exemplare vândute. Unde mergem? Am rezervat o masă la Coral. Dar dacă vrei după aia, mergeți de asem undeva. Au! Am și portocală. Iana! Ia să mă aici! Ce cretin! Iana! Iana! Noi mergem la Cool Club! Unde? La Cool Club! Iana! Iana, ce faci? Bine, te pup! Tu ce faci? M-am despărțit de Silviu, ne vedem la club? Hai tu să-mi povestești, da?
Un Black Magic pentru domnișoara.